Zbor de fluturi, arte vizuale și abilități practice, clasa a patra. Acest obiect decorativ se realizează prin tehnica colajului cu materiale textile și accesorii diverse. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Scopul resursei este acela de a realiza un tablou decorativ din materiale reciclabile mixte, textile, plastice, lemnoase și altele. Materialele necesare sunt următoarele: material textil de culoare bej cu dimensiunea de 20x30 cm, hârtie gumată roșie cu sclipici, șnur maro și trasuri inimioară de culoare albă și două bețișoare. Iată care sunt uneltele de lucru necesare: un pistol de lipit, un perforator cu model de fluture și o foarfecă. Realizăm acest obiect decorativ prin următoarele etape. Confecționăm mai întâi suportul, apoi ștanțăm fluturașii, asamblăm colajul și apoi îl expunem. Confecționăm suportul dintr-un material textil. Cu ajutorul foarfecii, decupăm o bucată de material textil de formă dreptunghiulară, cu lățimea de 20 de cm și lungimea de 30 de cm, ca în imaginile de mai sus. Rigidizăm suportul prin lipirea unui bețișor la capătul superior și a altuia la capătul inferior, ca în imaginile de mai sus. Îndoaie materialul pentru a forma un mic buzunar pentru bețișor și apoi taie surplusul bețișoarelor cu ajutorul cutterului. Confecționăm o agățătoare ca în imaginile de mai sus prin lipirea unui șnur pe vers. Confecționăm fluturașii prin ștanțare. Cu ajutorul perforatorului cu model de fluture, perforăm hârtia gumată astfel încât să obținem minim 11 fluturași. În etapa de tăiere, tăiem șnurul în 4 părți egale, fiecare cu lungimea de 30 de cm. În etapa de asamblare, lipește șnurul maro vertical pe materialul textil la distanță de 5 cm unul de altul cu ajutorul pistolului de lipit. Apoi lipește alternativ câte 3 sau 4 fluturași pe fiecare coloană, păstrând aceeași distanță egală între fluturași. Trasurile se lipesc apoi între fluturași la distanțe egale. Și iată, ai obținut un colaj frumos.
Poți integra colajul într-o ramă potrivită și ai obținut astfel un tablou decorativ modern. Poți confecționa fluturașii și din alte culori, dar apoi combina armonios culorile. Să ne reamintim care au fost tehnicile de lucru efectuate cu acest material: croire, lipire și decorare. Expuneți lucrarea prin metoda turul galeriei, în clasă sau în turul școlii. Vă dorim o primăvară frumoasă! Îți mulțumesc pentru atenție!